Salut și bine ați venit la Doar de Lectură! Astăzi extragem câștigătorii, cei trei câștigători. Am aici în spate commentpicker.com, e important. O să ne punem să ne aleagă trei comentarii și vedem cine câștigă, cine primește invitația online. Am înțeles din comentarii că unii au crezut că nu e online, că e fizic. Nu, este pentru evenimentele online și aveți acces la întreg festivalul, mă rog. Oricum, marea parte a festivalului este online. Bun, haideți să... Am băgat tot ce trebuie și acum să vedem care e primul câștigător. Start și... Start și nu merge! Dăm din nou. Inserăm link-ul. Și... nu vrea. Copiază. Get YouTube comments. Trebuie să încărcăm comentariile. Ok. 6 comentarii. Start. Și primul. Leo recenzii. Yay! Mergem un pic mai jos. Pick another winner. Bogdan Popa! Sper că se vede aici. Câștigătorii și pick another winner, cel de-al treilea. Mândru Mihai! Deci Leo recenzii, Mândru Mihai și... am uitat care era cel de-al treilea. Ați văzut aici care sunt. Ce trebuie să faceți? Trebuie să-mi trimiteți un mesaj în privat. Ce înseamnă privat? Trebuie să veniți la mine la ușă? Nu! Veniți la mine la ușă! Trimiteți un mesaj pe pagina de Facebook, tot de ori de lectură, sau aveți adresa de mail pe la descriere. Voi îmi trimiteți, găsiți modul de comunicare care vă e mai la îndemână, iar eu vă trimit înapoi un cod. Codul respectiv vă duceți pe pagină, vă dau și instrucțiunile ce trebuie să faceți să vă înregistrați și să aveți acces gratuit la festival, yeah! Să vedeți toate filmele și să vedeți tot ce au pregătit cei de la Galactim, Imperium, Film Festival, Timișoara, Dumbrăvița, mă rog, înțelegeți voi despre ce e vorba. Felicitări celor trei, aștept mesajul vostru, vedeți că miercuri ar trebui să înceapă, deci, nu știu, astăzi, poate mâine cel târziu, dacă nu e nimeni, eu am să fac din nou un random picker și aleg pe altcineva, e păcat să piardă invitația aia până la urmă, nu? Haideți că nu e atât de greu și mai aveți acces la filme, unele dintre ele bune, pentru că între timp eu am mai văzut filme de acolo, față de cele pe care le-am pus în clip. Și am mai găsit câteva filme bune, mai ales din cele scurte, când mai mult am intrat pe cele scurte și am găsit, mai văzut încă vreo două interesante, Zap, unul dintre ele, ceva cu energie, nu știu cum, Recycle Energy, interesante, aveți de unde alege. Bun, și e gratis, nu? Bun, asta fiind spus, până la data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți dornici de lectură!